singur lucru. Hristos nu ne-a trimis pe noi să facem un pas pe unde n-a călcat El prima dată. Deci e ușor drumul. E bătătorii de Domnul. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru și poate cel mai frumos. Iisus Hristos caută oaia rătăcită. În versetul 16 zice un lucru fantastic. Staulul e plin, dar mai am și alte oi care nu sunt din staulul ăsta. Eram noi. Ce mă duc să le aduc și pe acelea în staul. Câte oi a pierdut El odată când a avut 100 de oi? Una. Dacă din 99 de oameni care ar fi în biserică la noi, din 100, s-ar pierde numai unul, nimeni n-ar căuta. Toți mulțumiți lui Dumnezeu că am rămas cu 99. Nu? Oricum e o cifră fantastică. El caută oaia pentru că El știe, Dumnezeu, că dragostea nu se mulțumește cu un raport favorabil despre cei care sunt în siguranță. Slavă Domnului că 99 de oi sunt la adăpost. Toți ne-am mulțumit, dar Iisus știe că sufletele nu-s cifre. Iisus știe că un suflet nu e o cifră, că un suflet este o omenire, că un suflet este o planetă, că un suflet este un univers. Și atunci se duce după oaia aceea pierdută. Vă povesteam eu odată când a căzut un copil într-o puță de petrol, când a venit la maică să se uita la el, tot era plin de ulei din ăla, de păcuri din aceea. O zis, maică, să decât să te spăl, mai bine fac altul. Auzi, mă gândeam la lucrul acesta, că Hristos nu a făcut așa cu noi. Hristos nu a făcut așa cu noi, că eram toți murdari de păcat. Și Hristos nu a făcut asta cu noi. Și a zis, nu fac altul, îl spăl pe ăsta, îl curăț pe ăsta. Ce n-ați avut anul ăsta și mi-aș dori ca să aveți, dragoste pentru sufletele pierdute.